Да ночка и луна его, да с песней той, что вдали из меня. И с той старинною, с той семиструнною, что по ночам накручила меня. Vorbim de un festival care ajunge la 8-a ediție și într-un an centenar chiar contează, spun eu. Primele mulțumiri trebuie să meargă către primarul Ion Eugen, un om de suflet, un om de caracter, un om fără de care probabil că în Jurilovca s-ar fi făcut mult mai puține și îndrăznesc să spun nu doar în Jurilovca. La fel, mulțumirile trebuie să meargă și de Consiliul Județean și către toți cei care au contribuit să organizeze atât de frumos acest festival. Dacă anul trecut și practic am anunțat și anul acesta că suntem pregătiți cu 15.000 de porții de borș de pește, așa și suntem, pot să mai zic un secret, avem 20.000 de caserole anul ăsta, băgăm la bătaie 15, dar asta nu înseamnă că mâine nu continuăm cu borșul pescăresc, îi așteptăm pe toți și mâine, începând cu orele 11, până seara, noapte. Mâine avem invitat special pe Gelu Voicu. Trebuie... Bună seara, Jurilovca! Imediat apune soarele și dăm drumul la orele 20. Și bineînțeles, un alt lucru bun care se întâmplă la Jurilovca față de anii trecuți, avem peste 35-40 de standuri chiar cu preparate din pește, în proporție de 80% și nu numai pește și fructe de mare. Faptul că comercianții, nu numai de la noi din zonă, dar ponderea este și din zonă, nu poate decât să mă bucure și înseamnă că au înțeles mesajul și scopul acestui eveniment. Festivalul se desfășoară pe parcursul a două zile. Este un experiment, din punctul nostru de vedere, deja la sfârșitul primei zile, putem să spunem reușit. Publicul este la nivelul așteptărilor noastre, toată lumea este foarte încântată și relaxată. Borșul de pește anul acesta a ieșit foarte, foarte bun. Cei care pregătesc în mod tradițional borșul lipovenesc sunt chiar pescari din localitate. Un secret anume? Pește foarte, foarte proaspăt și cât mai multe specii. Pe crapul se pune prima dată și pe urmă se pune carasul, babușca, șalău, somnul și la foc mic, la fobic. Se pune o mână de oțet, o puțin sare să întărească peștele, să nu se fărâme. Care este totul secretul? Secretul, dacă vreți să-l aflați, veniți la anul. Trebuia să fiu prezent pentru că lumea de aici mă iubește și vreau să-i răsplătesc cu aceeași dragoste. Și plus că eu cânt muzică rusească, promovez cultura rusească și îmi sunt ca frați și sper că e și reciprocă chestia. Jurilovca sau festivalul lipovenesc, primul festival lipovenesc, al borșului lipovenesc la Jurilovca, se înscrie într-o salbă de festivaluri, de manifestări, de evenimente pe care județul Tulcea, destinația turistică Delta Dunării și Dobrogea de Nord, le oferă turiștilor și nu numai.
Este, dacă vreți, un nou exemplu, un nou motiv pentru a vizita Delta Dunării, pentru a vizita județul Tulcea, un nou motiv în care, prin care noi demonstrăm că putem și suntem în măsură să ne promovăm și să fim prezenți în ceea ce înseamnă piața turistică, atât la nivel național cât și internațional. Borșul, festivalul Borșul Lipovenesc de la Jinlovca vine în completarea, dacă vreți, a România și a flotirei centenar care a fost lansată la Tulcea, iar toate fac parte din acea pleiadă de evenimente care nu au alt scop decât a crește numărul de turiști în Delta Dunării. În spatele acestui festival se află o echipă foarte bine pregătită și chiar avem convingerea că aici la Jinlovca avem un potențial pe care putem să-l valorificăm și ca resursă umană și ca potențial turistic și resurse naturale. Cum ați auzit de acest festival? Pe internet. Ce v-a plăcut astăzi aici? Borșul de pește și celelalte preparate din pește. Ce v-a făcut să reveniți? Ciorbă de pește, normal, tradițională, lipovenească. Cum ați auzit despre evenimentul din acesta? Din surse... De la vecini, de la neamuri. Veniți la Jinlovca și mâine. Vă așteptăm cu drag la un borș de pește făcut de lipoveni. Am simțit foarte bine, minunat! De unde sunteți? Din Filipine! Soțul meu, am venit cu familia mea! Din Cluj-Napoca! Am avut un număr de 7 agenți care au asigurat 7 intersecții pentru fluidizare și restricționarea traficului rutier. Am avut oameni în jurul scenei și oameni care s-au ocupat de ordinea și liniștea publică pe la societățile comerciale care au desfășurat activități comerciale în spațiul acesta. Mâine vom asigura măsurile de ordine cu aproximativ același efectiv. Și până acum, dacă n-au fost evenimente, sperăm că și mâine va fi la fel.